Și este buluc la, de tineri, doamnelor și domnilor, chiar acum vedeți în fața unui magazin care vinde pantofi sport la un super preț. Chiar acolo o vedeți deja. Talida Trofin vine cu toate informațiile. Talida, ce se întâmplă? Explică-ne. Bun găsit, pare de necrezut, ați putea crede că suntem la un protest, însă, de fapt, toată această îmbulzeală, toată această coadă s-a format în fața unui magazin de sneakers și de Adidas, pentru că sunt 25 de perechi exclusiviste. Tinerii au stat de la ora 11 de azi noapte, vreau să vorbesc și cu ei. Merită o pereche de tenis să stați 12 ore la coadă? Da. Sincer, eu n-am stat pentru să mi-o achiziționez pentru mine, dar... am stat pentru prietenul meu, pentru că dacă intri o dată poți să cumperi o singură pereche de persoană și el a vrut să cumpere mai multe. Cât costă o pereche? Vreau să-mi arătați ce v-ați cumpărat. Cât costă o pereche de astfel de sneakers? În jur de 12 milioane. Și de unde aveți banii? Lucrați, asta să nu se vadă. Da, și... da, da. Burse școlare. Burse, criptomonede. Da, criptomonede. Iau, ce? Cum câștigați voi banii ăștia? Ia spune-mi și mie. Din bursă, din cripto, din mai multe. Da. Mai multe mai trebuie să deveniți. Suntem niște băieți muncitori care strângem bănuți cu bănuți. Deci 12 ore pentru o pereche de tenis. Chiar mai mult. Dacă ești pasionat. Dar ce se întâmplă? E magica? Ce vă ajută la examene? Cuceriți fetele mai ușor? Ce se întâmplă? Faci bani. Îi vinzi cu mai mult. Fiind limitat. Deci e o afacere, de fapt. Cumpărați mai ieftin, vindeți mai scump. Da. Da, într-un fel, da. Păi totuși, depinde de fiecare, nu trebuie state degeaba. Mă iau de lemn, vin, ce am mâncat. Am, vreau să văd unde este, unde a fugit băiatul cu banii? Aici, de unde ai tu toți banii ăștia? Nu ți-e frică să mergi așa pe stradă? Mie mi-i dă tata. Recunosc. Îmi dă tata banii și în rest n-am treabă. Și sunt îmbrăcat în Burberry, like... Frumos, elegant. Like doar cureaua, momentan. Acum, na, aia e, adică... Este o poză frumoasă. Dacă e... Părinții tăi ce spun? Sunt de acord să investești toți banii ăștia în tenis? Eu mai iau un Adidas, da, eu doar îi port. Nu vând și, na... Acum, aia e, n-am prins mărimea. Și ăștia, practic, cam câți bani sunt aici, ia spune-mi. Sunt banii tăi de buzunar pentru o zi? Doar ceasul e 1500, în rest, nu știu. M-am pupat. Știi că în România este inflație? Știi, ai auzit despre asta? Într-o zi și o noapte frumoasă ca o femeie cu dumneavoastră. Frumos, elegant. Da, e frumos să visăm. Da. Inflația în România, românii nu au bani pentru benzină, românii nu au bani pentru multe lucruri de zi cu zi, însă iată că pentru tenis se găsesc întotdeauna bani. Ați văzut, tinerii stau de la ora 12 noaptea de aseară, au venit cu scaune pliante, i-am surprins în imagini, pentru că sunt 25 de perechi și trebuie neapărat să se încalțe cu ei la examenele de bacalaureat.